Sunteți gata? Totul e bine, nimeni din deputați nu v-a atacat. Totul e ok? Încă nu. Super. Sunteți gata, da? Stimați cetățeni, onorată presă liberă și independentă, eu am venit azi cu un mesaj din numele fracțiunii, am fost împuternicit să fac, să organizez această conferință de presă, dat fiind faptul că, așa cum și-am promis în decembrie, în mare parte fracțiunea practic nu a avut concediu și a lucrat intens asupra mai multor proiecte de legi, mai multe idei de audieri, au avut consultări multiple cu cetățenii, cu agenții economici și reieșind din această muncă, din punctul nostru de vedere, eficientă, noi, alaltă ieri, am aprobat în cadrul fracțiunii o agendă, poate este așa un know-how care noi vrem să introducem în activitatea parlamentară, dar agenda cetățenilor, cum noi am numit. Știți că săptămâna viitoare se începe sesiunea de primăvară a Parlamentului și cel mai probabil pe data de 6-7 februarie vor fi primele ședințe și reieșind din acest lucru, noi am elaborat agenda noastră a platformei care noi propunem pentru includerea neapărat obligatoriu în ordine de zi pentru aceste două zile, 6-7 februarie sau eventual poate o să fie o singură ședință, greu de spus. Dar cel puțin asta agenda platformei DA, fracțiunea platforma DA, agenda cetățenilor cu care noi vom veni pentru următoarea ședință sau următoarele două ședințe și acest demers deja este înregistrat în Secretariatul Parlamentului și sunt obligat să aduc la cunoștința cetățenilor, societății și presei acest demers. El conține 19 subiecte. Din punctul nostru de vedere, foarte importante pentru cetățeni, pentru societatea, pentru economia țării, dezvoltarea social-economică, lupta cu corupția, reformarea justiției. Dacă să analizăm toate aceste subiecte, dar eu vă promit că imediat după conferința de presă acest demers va fi plasat pe pagina MEAP ca președintele fracțiunii și pe pagina platformei. Da, cred eu că toată lumea să aibă posibilitatea să facă cunoștință, dar pe scurt vă spun despre cele mai importante subiecte. În primul rând noi propunem 6 audieri. 6 audieri și această propunere reiese din funcția Parlamentului, care deseori, așa, într-un regim oligarhic, a fost uitată. Funcția controlului parlamentar. Noi suntem în țara parlamentară, asta eu pentru Igor Nicolaevici suplimentar vorbesc. Noi suntem într-o țară parlamentară. Guvernul a fost votat de către Parlament. Controlul parlamentar asupra tuturor fenomenilor care se întâmplă în economia țării este arhinecesar. Și sub acest aspect, mecanismul audierilor pe problemele stringente practic nu au fost reflectate în activitatea parlamentară până acum. Audierele practic nu se făceau. Noi propunem 6 audieri, chiar la prima ședință, și propunem prima audiere despre care s-a vorbit, dar noi vom insista, audierea Procurorului General pe cazurile de rezonanță, cum ar fi furtul miliardului, finanțarea PSRM din străinătate, concesionarea aeroportului, răpirea profesorilor turci, raportul privind uzurparea puterii de stat, în stat, privatizările dubioase în perioada toamnă-iarnă 2018-2019 și alte cazuri de rezonanță. Procurorul General, din punctul nostru de vedere, a avut timp berechet să intre în esență, este a treia lună, și societatea de mult așteaptă răspunsuri la mai multe întrebări. Dacă acest răspuns nu poate fi oferit exhaustiv, măcar faza intermediară, mai ales la așa cazuri cum ar fi furtul miliardului, finanțarea de străinătate a Dodon, concesionarea aeroportului, că sunt problemele cu barbă.
A doua audiere ține de Guvernul și Banca Națională privind executarea hotărârii Parlamentului numărul 143 cu privire la raportul Comisiei de Anchetă. Cunoașteți foarte bine că acolo au fost stabilite niște termene, 2-3 luni pentru Banca Națională, pentru Guvern să vină ei cu niște măsuri în vederea exercitării acestei hotărâri. Nu s-a făcut nimic. Până în ziua de azi, iată, au trecut peste 3 luni, nu s-a făcut nimic și noi cerem audierea Guvernului și Băncii Naționale pe problema furtului miliardului, pe raportul Comisiei, ce s-a făcut. Cu revizuirea legii, cu auditul la Ministerul Finanțelor, la credite de urgență oferite sub garanțiile de stat, cu activitatea de offshore-izării, colaborarea cu serviciile secrete din alte țări. Sunt multe întrebări. Și noi solicităm această audiere. Următoarea audiere, despre care noi deja am vorbit și insistăm, chiar dacă n-am putut colecta semnăturile pentru ședința extraordinară a Parlamentului, noi cerem audiere prim-ministrului, șefului SIS și ministrului Justiției pe problema aeroportului internațional Chișinău. Este un subiect arhi-important, pus în pericol securitatea națională și ce se întâmplă vis-a-vis de acest obiectiv, care este situația cu examinarea în judecată, ce se întâmplă cu acest interpus acționar Gonciariuc, sau cum îi spune, ce legătură el are cu Federația Rusă. La toate aceste întrebări noi trebuie să primim răspuns. Următoarea audiere este legată de majorarea tarifelor la transportul interurban. A fost afectate cele mai vulnerabile categorii, pensionarii, persoanele cu dizabilități, care mai des circulă din satele spre centrele raionale sau spre Chișinău pentru asistență medicală, studenții care fac navetă în Chișinău din alte regiuni. Au fost majorate prețurile, au fost majorate tarifele și fără că să fie discutate, subiectul să fie discutat per ansamblu, să fie abordarea complexă a problemei, ce facem cu transport ilicit, ce facem cu reutilarea unităților de transport, cum putem noi să reproiectăm rutele. Și noi după asta am avut discuția cu firmele de transport. Adică noi vrem abordarea sistemică, nu doar una cea mai simplă, să fie pusă povară pe oameni, fără că să fie rezolvate unele probleme vechi în transport și fără că să fie măcar acordată protecția socială suplimentară pentru acești oameni, sute de mii de oameni care au avut de suferit din cauza acestei majorări. Dat fiind faptul că n-am primit răspunsuri plauzibile la aceste întrebări, noi cerem audierea domnului Usate, ministrul economiei, și doamnei Viorica Dumbrăveanu, ministrul protecției sociale, care se urmează să ne spună care sunt aceste măsuri de protecție socială suplimentară care urmează să fie aplicate pentru mai multe categorii ale populației. Următoarea audiere, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și președintele Consiliului Concurenței. Noi cerem explicații vis-a-vis de recentă scumpire a carburanților. Este foarte important ca societatea să primească răspuns la această întrebare. De ce s-au scumpit ultima dată carburanții de la 60 de bani până la 1 leu și 10? Noi am auzit diferite explicații contradictorii, haotice. Cineva spunea că noi nu trăim în comunism, cineva spunea că noi trăim în socialism și vom monitoriza prețurile. Unii de la guvernare argumentau, justificau acest lucru, alții spuneau că nu este corectă această majorare, s-au autosesizat Consiliul Concurenței. Până la urmă, societatea așa și nu a înțeles, șoferii, agricultorii, pentru ce ei trebuie să plătească acum cu 5-7% mai scump pentru benzina și motorină, mai ales în ajunul sezonului agricol. Cerem explicațiile. Și ultima audiere, ministrul agriculturii,
iarăși, problema despre care noi am vorbit cu lista exportatorilor de fructe și legume în Federația Rusă. Așa și n-am primit răspuns nici de la Ministerul Agriculturii, nici de la ANSA, ce cu această listă, de ce nu a fost bună prima listă expediată în septembrie, a fost sau nu expediată altă listă, a fost ea coordonată cu producătorii agricoli, cu asociațiile sau nu. S-a vorbit că la sfârșitul ianuarie lista urmează să fie actualizată și aprobată și iată avem finele ianuarie și nu s-a întâmplat nimic. Cu părere de rău putem constata cu tristeță că presupunerile noastre că Igor Dodon a prihvatizat acest domeniu de export a fructelor și este așa o zonă lui de unde se află influența lui politică și interesele lui financiare pentru finanțarea lui personal și a partidului, aceste presupuneri cam se adeveresc. Și de atâta noi cerem audierea Ministrului Agriculturii. Dacă să vorbim de proiectele de legi, probabil cele mai importante, iarăși, revenim la moratoriu pentru furtul, pentru legea miliardului. Noi din nou venim cu această propunere, avem dreptul legal și solicităm includerea în ordinea de zi acestui proiect de lege, deoarece reiterăm, acest proiect de lege trebuie să fie suspendat cel puțin, pe viitor anulat, 853 de milioane de lei preconizate să meargă ca plata de la noi, de la cei furați, trebuie să meargă în alte scopuri social-economice pentru majorarea salariilor, pensiilor sau măcar pentru proiectele de infrastructură. Noi real arătăm de unde putem să luăm 853 de milioane de lei în situații în care noi vedem deja rețineri de la salarii, multe probleme, se vede că această guvernare cam în goana asta după câștigul lui Dodon nu și-a măsurat corect posibilitățile financiare pentru mai multe lucruri și suferă cetățenii. Pentru al doilea mandat al lui Dodon, iată din luna ianuarie, deja noi vedem ce se întâmplă în instituțiile de învățământ, instituțiile culturale, în teatre, vedem ce se întâmplă. Iată, noi propunem o soluție corectă, justă, echitabilă și financiar argumentată pentru soluționarea problemei furtului miliardului și iar venim cu această idee moratoriului. Următorul moratoriu care noi propunem, asta proiectul 310 legat de suspendarea controlelor asupra business-ului mic și mijlociu cel puțin pe un an. Acest proiect noi am înregistrat în luna decembrie și n-am auzit niciun argument împotrivă, chiar dacă unii deputați se abțin de la vot în cadrul comisiilor. Azi eu am fost în mai multe comisii și am văzut poziția celor de la PSRM, spre deosebire de PD, care au votat pentru acest proiect. Și noi insistăm că cât mai repede acest proiect să fie inclus în ordinea de zi a ședinței în plen. Plus, două rapoarte Comisiilor de anchetă Igor Munteanu, prima cu concesionarea gărilor și stațiilor auto și a doua cu tutun CTC. Cunoașteți că această comisie de anchetă în frunte cu Igor Munteanu deja a prezentat două rapoarte și au rămas încă două care sunt pregătite, sunt gata, sunt înregistrate proiecte de hotărâri. Pe data de 11 noiembrie 2019, legată de concesionarea gărilor auto și iată proaspătă pe 27 ianuarie este pregătită hotărârea și raport ce ține de tutun CTC. Insistăm că ambele rapoarte să fie incluse în ordinea de zi pentru următoarea ședință în plen. Plus, dat fiind faptul că acest mecanism comisiilor de anchetă este unul eficient și a demonstrat o eficiență ca inedită, comparativ cu toate legislaturile precedente, noi am văzut și cu privatizările și cu furtul miliardului, mai greu cu uzurparea puterii merge, trebuie să recunoaștem.
Dar oricum este un mecanism foarte util. Reieșind din aceste considerente, noi propunem încă 3 comisii de anchetă și am înregistrat și hotărârile respective, proiectele hotărârilor respective. Numărul 268 din 20 noiembrie 2019, comisia privind elucidarea tuturor circumstanțelor de fapt și de drept a evenimentelor din aprilie 2009. Reamintesc că acest angajament a fost inclus în înțelegere temporară cândva în iunie 2019 și a fost agreat de socialiști. Însă acum vedem că PSRM este foarte evazivă referitor la investigarea evenimentelor din 7 aprilie. Și noi intuim de ce. A doua comisie care reiese din raportul cu furtul miliardului, comisia privind elucidarea circumstanțelor privind lichidarea celor 3 bănci, Banca de Economie, Unibanc și Banca Socială, deoarece furtul miliardului, cu părere de rău, a continuat în cadrul lichidării acestor 3 bănci și acest lucru a fost constatat nici nu măcar de mine, dar cu foarte bună expertiză a făcut domnul Vladimir Galavatiuc. Și anume, din aceste considerente, noi și-am inclus în recomandările raportului această idee de a prelungi, de a face încă o comisie. Nu înțelegem de ce această propunere nu ar fi agreată de către majoritatea parlamentară. Și a treia comisie despre care a vorbit ieri colega mea Inga Grigoriu și proiectul a fost înregistrat chiar recent, ține de Landromat. Comisia de anchetă care urmează să analizeze ce s-a întâmplat în perioada 2012-2013-2014 cu Landromat și cum a contribuit clasa politică la acest proces. Noi am văzut că nici sub aspect penal nu s-a întâmplat nimic. În 2016 au fost arestați niște judecători, ce a urmat mai departe nimeni nu cunoaște. Și noi vrem să elucidăm cât mai repede toate circumstanțele sub aspectul politic și iarăși această comisie tot a fost inclusă în înțelegerea temporară care noi am semnat în iunie cu PSRM. Și în mod normal n-ar trebui să fie probleme. Vedem. Dar iată, aceste 3 comisii noi propunem să creăm la următoarea ședință în plen. Din celelalte proiecte de lege, eu aș atrage atenția publicului și presiei la legea Magnitsky, care a fost înregistrată sub numărul 5 pe data de 16 ianuarie 2020, A vorbit despre asta colegul meu Igor Munteanu, care este unul din coautorii acestei legi. Noi nu trebuie să spunem mult. Noi dacă dorim lupta reală pentru drepturile omului, cu criminalitatea care se ocupă cu spălări de bani, cu tranzacțiile dubioase, noi trebuie să ne alăturăm la practicile internaționale, pornite în Statele Unite, în mai multe țări din Europa, țările baltice, există Global Pact Magnitsky și dacă noi mergem pe calea integrării europene, eu cred că această lege este necesară pentru curățarea sistemului corupt, mai ales în contextul tuturor fenomenelor de care a fost afectată Republica Moldova cu spălări de bani, cu Landromatul, cu furtul miliardului. Noi am avut aici un câmp foarte fertil, cu părere de rău, pentru mai multe grupări criminale transnaționale. Și legea Magnitsky este menită cumva să combate acest fenomen. 3 proiecte de legi care noi propunem pentru ședința în plen, unde coautorul este domnul Iuri Reniță. Sunt 3 proiecte foarte importante. Primul legat de modificările ce țin de inadmisibilitatea creierii unor fonduri de caritate, așa zise, fonduri de caritate, unde sunt implicați persoanele de funcție de demnitate înaltă. Sau membrii ai familiilor acestora.
Mă refer aici la prima doamnă, la alte fonduri de caritate, care de regulă, cu părere de rău în Republica Moldova, sunt mijloacele de corupere a alegătorilor. Iată proiectul unde unul din coautorii este Iuri Râniță, propune interzicerea acestor fundații din care fac parte demnitare de rang înalt. Și noi plenar susținem această idee și mai mult ca atât proiectul a fost avizat în câteva comisii și noi propunem ca acest subiect să fie discutat în plen, precum și alte două proiecte de lege unde este coautorul Iuri Râniță, unul ține de limba română, unde se propune aducerea în concordanță cu hotărârea Curții Constituționale mai multor actelor legislative, unde a rămas limba de stat sau limba moldovenească, este fără că să fie indicat că este limba română. Este proiectul numărul 238 din 22 octombrie 2019, care la fel, în câteva comisii a fost avizat pozitiv. Și a treilea proiect ține de facilitățile pentru foști demnitari de stat de rang înalt, unde domnul Râniță propune ca foști speaker, foști prim-ministri, să fie lipsiți de paza de stat. Într-adevăr, nu este clar pentru ce statul trebuie să mai cheltuie bani bugetari pentru întreținerea pazei de stat la foști demnitari, la foști prim-ministri, la foști speaker. Absolut nu este justificat acest lucru, mai ales că prestația unor din ei nu a fost cea mai benefică pentru Republica Moldova, dar asta e aspectul politic. Dacă luăm aspectul financiar, este absolut argumentat acest proiect de lege. Și ultimul la număr aici din lista, dar nu după importanță, probabil dacă să luăm aspectul importanței, este unul din cele mai stringente proiecte. Declarația privind încetarea dosarelor politice ale persoanelor persecutate de către regimul oligarhic. Este un proiect înregistrat de colegii mei Vasile Năstase și Dinu Plângău, sub numărul 11, din 27 ianuarie 2020, și care are drept scop ca Parlamentul să ia atitudinea față de acest fenomen, care se numește dosarele politice. Nu avem de gând să substituim justiția, să înlocuim ancheta penală. Dar acolo sunt câteva cazuri la care face referință și organizațiile internaționale, APCE, Parlamentul European, sunt câteva rezoluții și sunt câteva dosare care au fost în oricare formă calificate drept politice și despre care s-au vorbit la Strasburg sau la Bruxelles. Mă refer aici la cazul Petic, la cazul Sergiu Cebatar, cazul protestatarilor, la alte cazuri politice. Și aceste cazuri, cu părere de rău, chiar dacă au fost votată declarația de capturare a statului, aceste cazuri au continuat. Și victimele acestor dosare politice au rămas nereabilitate. Mai mult ca atât, Gheorghe Petic urmează să fie hărțuit prin diferite dosare care sunt, nu, orice jurist din anul 2 la Facultatea de Drept vede că aceste dosare nu au substanță. Dar fenomenul continuă. Nici cu Sergiu Cebatar nu este pus punct. Cei patru protestatari care noi avem, care au participat în 2016 lângă Casa lui Plahotniuc și au fost insinuate dosarele penale, procesul nu este dus până la bun sfârșit. Alți activiști mai mult au suferit reprezentanții platformei, da, dar nu doar. Noi vedem că mai stau în închisoare și alte persoane. Noi am văzut ce s-a întâmplat cu activista Anna Ursache, cu alți activiști. Adică fenomenul există. Noi avem deținuți politici, noi avem dosare politice și Parlamentul, dacă noi am spus A, votând declarația de capturare a statului, unul din instrumente a capturării statului au fost dosare politice. Și dacă noi am spus A, noi trebuie să spunem și B și să dăm aprecierea politică-juridică acestui fenomen, să solicităm ca Procuratura Generală să evalueze
mai multe dosare politice și să vină cu un raport în plenul Parlamentului să ne povestească care este situația și dacă toate aceste dosare au fost evidențiate și au fost închise. Este arhinecesar, imperios necesar ca noi cumva să punem punct asupra regimului oligarhic care a capturat, repet încă o dată, câțiva ani Republica Moldova și dosare politice au fost în ordinea de zi a acestui regim pentru a hărțui opoziția, activiștii civici și ziariștii. Cu părere de rău, vedem și azi, iată, eu vin de la comisia, cea mai vizată, probabil, comisia care trebuia să discute acest lucru, Comisia Drepturilor Omului, și noi am văzut cum socialiștii și un democrat nu au susținut această declarație și au votat excluderea din ordinea de zi a comisiei acestui subiect. Nici nu au vrut să discute. Nici nu că să fie adoptat acest proiect de declarație, dar nici nu au vrut să discute această problemă. Sub diferite motive. Că noi substituim justiția, că noi n-am discutat la fracțiunea, că trebuie să mai analizăm, hai veniți mâine, poi mâine. Asta sunt, așa cum se spune la București, niște atmaști. Pur și simplu se vede că perioada asta scurtă, când într-adevăr s-a dorit lupta cu fenomenul dosarelor politice, să fie analizat cap-coadă ce s-a întâmplat cu capturarea statului, această perioadă este epuizată. Și socialiștii care erau nevoiți să meargă pe această cale fără mare voie, nu au fost tare încântați de ideea drepturilor oamenilor, dosarele politice, ei mai puțin au fost afectați de acest lucru. Ei au fost în menajarea, în aranjarea cu Plahotniuc. Dar a fost o bucată de timp când ei s-au prefăcut că totuși sunt cointeresați de acest fenomen. Iată că după 5 luni de guvernare, acum, noi vedem reacția plenară. Și azi la comisia eu am asistat, cu lux de amănunte am văzut atitudinea socialiștilor și unor democrați. Trebuie să recunosc că din doi democrați, doar unul a votat pentru excluderea subiectului din ordine de zi. Dar asta este. Noi vom insista că această declarație să fie inclusă în ordine de zi. Mai mult ca atât, deputatul platformei, da, Liviu Vovc, la moment se află în cadrul delegației APCE la Strasburg și sperăm că textul similar care este inspirat de această declarație, o să adune mai multe semnături a deputaților APCE și vom avea o rezoluție similară și în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Dar despre asta cred că domnul Liviu Vov va vorbi sau mâine sau poi mâine. O să fie clar dacă avem voturi suficiente pentru această rezoluție. Asta a fost agenda platformei, da, pentru ședința de săptămâna viitoare. Este, repet încă o dată, agenda cetățenilor, consultată cu dânșii. Nu înseamnă că noi ne limităm doar la aceste 19 puncte, doar că aceste 19 subiecte deja sunt înregistrate în cadrul Secretariatului Parlamentului și procedural noi avem dreptul să insistăm. Dar în foarte scurt timp, cred că într-o săptămână, noi să mai înregistrăm câteva inițiative foarte importante pentru sprijinul producătorului autohton și susținerea business-ului mic și mijlociu. Despre aceste lucruri noi o să vă anunțăm suplimentar. Asta tot ce eu am avut dispus pe subiectul agendei noastre parlamentare pentru săptămâna viitoare. Sunt gata să răspund la întrebările. Colegului dumneavoastră, Andrei Năstase, care a solicitat ca Procuratura Generală să verifice sursele de venit ale președintelui Igor Dodon. Procuratura spune că nu are competențe să facă acest lucru și sugerează că de acest lucru trebuie să se ocupe Autoritatea Națională de Integritate.
Cum comentați acest răspuns? Important că dacă acest răspuns nu reprezintă un ping-pong și o încercare de a tergiversa urmărirea penală a lui Igor Dodon. Dacă vă amintiți, în paralel cu demersul domnului Andrei Năstase, eu am expediat o solicitare în adresa Autorității Naționale de Integritate și Inspectoratului Fiscal, cam cu aceeași solicitare, adică au fost. Să fie verificat Igor Dodon în privința raportului veniturilor și cheltuielilor pe toată perioada vizată în investigația ziarului de gardă. Oricum, chiar dacă se încearcă să fie tergiversat acest proces, societatea este cu ochii pe ceea ce s-a întâmplat. Societatea n-a să uită acest lucru și eu sper foarte mult că Procuratura Generală înțelege foarte bine. Și mai devreme sau mai târziu, Igor Dodon va fi urmărit penal. Fie pe îmbogățire ilicită, care după această investigație frumoasă a ziarului de gardă este mai mult decât evidentă, fie pe finanțarea externă. Igor Dodon are probleme cu codul penal. Și acest lucru mi se pare că este înțeles și în rândurile Partidului Socialiștilor. În primul rând, mizăm pe sprijinul colegilor noștri de la fracțiunea PAS. Eu sunt ferm convins că, dacă nu toate, atunci marea majoritate a acestor inițiative vor fi susținute de PAS. În rest, din punctul meu de vedere, toate aceste inițiative sunt benefice pentru cetățenii Republicii Moldova și economia Republicii Moldova. Dacă democrații sau socialiștii nu vor binele cetățenilor, nu vor binele populației acestei țări, ei vor numai scumpiri, la care nu a fost nicio reacție, apropo, nici la majorarea tarifelor, nici la creșterea prețurilor la benzină, motorină, gaz, lichifiat, și implicit la creșterea prețurilor la produsele alimentare. Noi vedem ce se întâmplă, că în lanț merge. Dacă acest lucru nu îi interesează pe dânsii, noi o să vedem cu toții, public, lasă să vedem atitudinea deputaților de la alte fracțiuni, de la PD și PSRM vis-a-vis de aceste inițiative, dar eu am speranță că totuși cel puțin o parte din aceste proiecte vor avea sprijinul. Eu mă uit după cum ele sunt, unele din ele sunt votate în comisiile. Și repet încă o dată, trebuie să constat că pe câteva proiecte, cum ar fi moratoriul la controle asupra business-ului mic și mijlociu, declarația despre dosare politice, alte proiecte de legi, o parte din democrați votează în susținere, o parte votează împotriva. Se vede că în cadrul fracțiunii Partidului Democrat nu există unitatea pe mai multe subiecte. Noi o să chemăm pe toți deputații de bună știință, de bună intenție să voteze aceste inițiative. Și eu cred că o bună parte din ele vor fi introduse în ordine de zi, dar dacă nu, atunci cei care o să voteze împotrivă o să dea socoteala alegătorilor. Mai poate fi investigat corect acest fapt după atâția ani? Eu, din câte înțeleg aspectele codului penal, termenul de prescripție aici nu există, mai ales dacă o să fie pornit dosar penal pe coruperea
activă, pasivă a membrilor comisiei de concurs. În primul rând, este necesar de aflat care a fost componența acestei comisii de concurs. Cu părere de rău, de regulă, aceste persoane au avut un statut de țapi ispășitori. Dar oricum, avem concluzia oficială a Curții de Conturi. Statul a fost prejudiciat cu 162 de milioane de lei. 162 de milioane de lei în prețurile anului 2008. Anului 2008. De ce Comisia de Concurs nu și-a făcut treaba? De ce acest lucru a fost admis? A avut loc o înțelegere cu Ministerul Economiei, cu prim-ministru, cu președintele țării? Nu știu. Cert este că Comisia de Concurs, pe lângă Agenția Proprietății Publice, a activat în subordine Ministerului Economiei. Ministrul Economiei a fost Igor Dodon. Este foarte important de înțeles cum a avut loc această procedură. Dacă în genere a avut loc urmărirea penală pe acest caz, deoarece concluziile Curții de Conturi au fost publicate în 2010, timp berichetă pentru procuratura să pornească dosare penale. Înțelegem că din 2009 procuratura a fost deja capturată de Plahotniuc. Înțelegem posibil și probabil că această urmărire penală nu a avut loc toată această perioadă, deoarece noi înțelegem în beneficiul cui a fost privatizat la prețuri de nimic hotelul Codru. Dar acum, dacă se vorbește despre resetarea Procuraturii Generale, despre revenirea la mai multe dosare de rezonanță, privatizarea hotelului Codru cu asemenea prejudiciu este dosar de rezonanță. Și e cazul că să fie pornit dosar penal dacă el nu a fost deschis până acum, și în cadrul acestui dosar penal să fie elucidate toate circumstanțele. Cine și ce au scris? Noi am auzit că Dodon a fost pentru, pe urmă împotrivă. Care a fost poziția prim-ministrului? A fost sau nu a fost indicația de la președinție? Cum a activat comisia de concurs? A primit sau nu a primit indicația de la Ministerul Economiei? Credeți-mă, după activitatea mea în cadrul comisiei cu furtul miliardului, eu, audiind pe mai multe persoane care spuneau, pișleau că primeau indicațiile de la ministri și prim-ministri, este posibil, dacă va fi voință politică în cadrul procuraturii, este posibil de elucidat toate circumstanțele, de finalizat acest dosar penal și dispus lucrurilor pe nume cine este vinovat în acest prejudiciu. Și acest lucru nu se referă doar la hotelul Codru, dar și la multiple alte privatizări care au avut loc în 2006, 7, 8, 9. Acolo este întrebarea și cu hotelul Chișinău. Noi acum investigăm situația. Acolo cu comisia de concurs în 2006 a luat o decizie foarte ciudată și președintele comisiei a fost Dodon, dar membru comisiei a fost Chicu. Sunt foarte multe întrebări și sunt foarte multe concluziile Curții de Conturi care au rămas neobservate, probabil că special de organele de drept. Dacă acum noi avem justiția, așa spune procurorul general, avem, iată, procuratura resetată, este unul din principalele hârtii de turnisou, atitudinea procuraturii vis-a-vis de aceste dosare. Precum și de alte dosare care mai recente, din aeroportul, furtul miliardului, finanțarea din exterior, despre care noi am vorbit deja. Dar dosarul cu hotelul Codru este foarte important. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Mă scuzați că am fost așa de lung.